Pentru cine comandă, un sondaj al USR, o formațiune fondată în 2016, a arătat că suntem pe locul 2 în preferințele românilor. Noi, Alianța pentru Unirea Românilor, partidul pornit pe 1 decembrie 2019. Rezultatul, ce ați văzut în aceste imagini, este conducerea României timp de 33 de ani, aceeași care este și acum la guvernare și care a tot fost în ultimii 33 de ani. Tot ei, PSD și PNL, împreună sau separat, au condus România în această fază de deconstrucție și suntem aici. Ieri, un nou cabinet de miniștri a fost votat și va conduce țara pe următoarele 18 luni. Noi am venit la Brăila, așa cum venim în toate județele țării și nu numai, și la românii din diaspora, pentru a vă spune ce vrem să facem noi. Nu suntem perfecți. Am avut mari greutăți pentru a naște această forță conservatoare, această forță patriotică. Mulți mi s-au împotrivit, mi se mai împotrivește și acum. Pe drum venind încoace la Brăila, tocmai am aflat că am 400.000 de euro în conturi și nu mai mă suna toată lumea, să-i dau și noi, să-i dau și... N-am. Am trecut în declarația de avere, ceea ce a fost la nuntă, că așa este corect. Toate darurile, toate alimentele care au fost la nuntă. Mulțumesc fiecăruia dintre voi care ați fost acolo, care m-ați onorat cu prezența voastră. Sunt sărac, din punct de vedere material. Nu pentru bogății lumești am intrat în această luptă. România nu este o țară săracă. România este o țară bogată. Ascultați-ne! Ascultați-ne în următoarea oră. Vedeți care sunt soluțiile pe care le propunem și dacă vă convingem, hai să punem stop la cei 33 de ani de deconstrucție și să începem reconstrucția României.